Pentru că ne aflăm în perioada când se derulează programul Educația Permanentă în 150 de localități din țară, astăzi la ora 12 la Muzeul Municipal a avut loc deschiderea activității Universității Popular-Culturală din Câmpul Lung, patronată de Universitatea Populară Germania. La nivelul țării, Universitatea, condusă de Ștefan Trâmbaciu și Valeria Smada, se situează pe locul al treilea pe țară. Universitatea Populară Mușcelu, sub egida Asociației Universităților Populare Germane, DVV Germania, Proiect România, a inaugurat cu motoul Anul Creativității și Invențiilor pentru Tineret Anieuropean, un ciclu de filme istorice, de filme cu caracter educațional și un program de sinteză privind activitatea universității în anul 2009. Așa cum se cunoaște de la evaluarea din luna iunie de la Târgu Jiu a universităților populare din țară, Universitatea Populară Mușcelu a obținut locul 3 prin activități de civice, administrație publică și de voluntariat.